partea PNL Vrancea, stimați telespectatori, doamna profesor Daniela Gabriela Marchitan, inspector general școlar județean Vrancea, pentru Camera Deputaților a României. Bună seara, bine ați venit, doamnă! Bună seara, bine v-am găsit! Stimată doamnă inspector general, pentru că e o emisiune electorală și pentru că vreau să faceți cunoștință și în acest mod cu telespectatorii, aș vrea să vorbiți un pic despre dumneavoastră, să știe lumea cine este Daniela Marchitan. Și în primul rând știu că ieri a fost ziua de naștere a domniei voastre, permiteți-mi să vă spun la mulți ani, să dea Dumnezeu să fiți sănătoasă în primul rând și să aveți bucurii de la familie și de la toată lumea din jurul dumneavoastră. Mulțumesc tare mult! Sunt profesor de matematică de 30 de ani, lucrez la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, am în spate o carieră lungă, am spune, dacă tot discutăm despre faptul că ieri a fost ziua mea, știți că de la o vârstă așa nu te mai bucuri foarte mult când... Noi femeile. N-aveți motive să nu vă bucurați. Am terminat liceul la Colegiul Național Cuza, Facultatea de Matematică la Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, și de 30 de ani predau matematică. Actualmente sunt inspector școlar general. E o altă meserie. E o meserie, nu? De ce credeți că e o meserie, totuși, nu o funcție așa întâmplătoare? Implică foarte multe cunoștințe și din domeniul administrației, spre deosebire de partea de educație, pe care cred că o stăpânesc destul de bine. La momentul acesta trebuie să învăț și alte lucruri din administrație și mi-am propus să fac tot ce pot pentru a ajuta sistemul de educație, în primul rând din Vrancea, și sigur dacă pot, cu ajutorul tuturor oamenilor care țin la sistemul de educație, să ajut toți copiii din România. Doamna inspector general, v-ați gândit vreodată că veți fi candidat pentru această funcție? Și ce v-a determinat să acceptați să fiți candidat pentru această funcție? Gândurile mele întotdeauna s-au dus spre copii. Înainte de toate, de a fi profesor, sunt și părinte. Aveți doi copii minunați, am avut elevi amândoi la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, le doresc și lor multă sănătate și multe bucurii, da. Mulțumesc! Așa cum vă spuneam, în momentul în care intru în clasă sau atunci când am venit în această funcție, gândul meu merge spre copii. Deci spre copii în primul rând și apoi, sigur, și spre colegii mei profesori. Dacă pot ajuta prin toată expertiza mea sistemul de învățământ românesc, o fac cu mare drag. De aceea mi-am propus să candidez pe listele Partidului Național Liberal. Dacă îmi permiteți să vă spun, la momentul acesta pot să, dacă îmi permiteți, să mulțumesc Guvernului României pe această cale. Puteți să faceți orice aproape orice în această emisiune, da. Emisiune electorală. Mulțumesc. Sigur. Că îi vreți dumneavoastră, da? Știți foarte bine ce vremuri trăim cu toții, nu este deloc ușor nici pentru copii, nici pentru părinți, nici pentru profesori. Avem în derulare 3 proiecte mari propuse de Guvernul României, deci odată este vorba de hotărârea 370, prin care Guvernul României a alocat o sumă foarte mare de bani pentru dotarea școlilor, pentru digitalizarea sistemului de învățământ. Ne-a prins această pandemie total nepregătiți. Probabil că ați văzut, ați urmărit, săptămâna aceasta, la nivelul județului Vrancea, au venit 2640 de tablete pe care le-am distribuit, în primul rând, în localitățile îndepărtate de oraș. Avem alocate 5806 tablete. A doua tranșă urmează să vină până în 15 decembrie, așa încât să putem acoperi cât mai multe școli. Pe lângă acest program, țin să precizez că
acesta este programul Școala de Acasă, da? Este program guvernamental, banii au fost alocați Ministerului Educației. Tot o hotărâre de guvern, este vorba de hotărârea 756, alocă sume foarte mari învățământului românesc pentru achiziționarea de materiale sanitare și device-uri necesare elevilor. La nivelul județului Vrancea am reușit deja să terminăm achiziția pe materiale sanitare, am distribuit deja în toate școlile din județ măști și dezinfectanți. Urmează mâine, avem licitația pentru achiziția a 2322, cred, de tablete, peste ceea ce a trimis guvernul, așa încât, așa vă spuneam, gândul nostru este să acoperim cât mai mult necesarul de mijloace electronice, de device-uri pentru copiii noștri. Sigur, aceste materiale nu vor fi folosite numai în această perioadă de pandemie. Deci noi avem nevoie de așa ceva în tot procesul educațional. Până la urmă, ăsta cred că este scopul Partidului Național Liberal, al nostru, dorința noastră și a copiilor, digitalizarea. Doamna inspector general, v-am ascultat cu multă atenție, ați văzut, nu v-am întrerupt. Mulțumesc. Ați spus că au intrat 2640 de tablete pe care le-ați distribuit deocamdată în cele mai îndepărtate colțuri, dar v-ați asigurat că în acele colțuri îndepărtate există curent electric, că mai sunt și zone în care nu este curent electric. Să știți că am început de acum 2 săptămâni o caravană împreună cu colegii mei de la inspectorat. Am mers în cele mai îndepărtate localități din județul Vrancea. Sigur, trebuie să recunoaștem, sunt și zone unde, nu știu dacă în ceea ce privește curentul electric, cred că... Sau semnal. E vorba de semnalul la internet, pentru că aceste tablete care au venit, țin să precizez că au și internet nelimitat și gratuit pe ele. Adică părintele, copilul nu trebuie să plătească nimic. Dar sunt și zone, într-adevăr, unde nu acoperirea la internet. Ce să facem? În această situație am mers la școli, împreună cu echipa noastră, am întâlnit, să știți, oameni extraordinari acolo, învățători, profesori, educatori, care merg pur și simplu, chiar merg din poartă în poartă la copii. Lucruri impresionante. Să știți, am întâlnit un copil care undeva la Chiricari o ruga pe doamna învățătoare să-l învețe să scrie, să meargă acasă să o învețe și pe mama lui. Chiar că e emoționant, da? Să știți că oamenii de acolo, profesorii, învățătorii, sunt foarte implicați în tot ceea ce fac. Pe de altă parte, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun, să transmit pe această cale și copiilor și părinților că vom depăși și această situație. Nu trebuie să fie supărați, întrucât dumneavoastră știți că înainte de a intra în această perioadă de izolare primeam de la DSP zilnic situațiile copiilor și profesorilor infectați. Da. Ei, am făcut noi o statistică, să știți că în marea majoritate a școlilor peste 25% din personalul de profesori erau infectați. Deci dacă lucrurile mai mergeam în continuare la școală, mi-e teamă că nu mai aveam cu cine să facem ore. Aveți o statistică a celor spuse? Adică, că, într-adevăr, sigur, există la tot județul? Vorbesc sau de tot județul. Da. Aici, în Focșani, de exemplu, nu prea au fost multe cazuri, nu? Ia luați noastră colegiul Cuza, colegiul pedagogic, au fost colegii care s-au închis chiar înainte de a intra în această pandemie. Știți foarte bine, această izolare, scuzați-mă, știți foarte bine că noi lucram după acel ordin comun dintre Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. La 3 cazuri de îmbolnăviri profesori, școala se închidea. Deci, vedeți că nu ne convine nimănui să facă școală online. Nu este cea mai bună formă de predare de cunoștințe și din partea ailaltă de captare de cunoștințe.
Nu știu ce să spun. Colega dumneavoastră, doamna profesoară Ailinguței, a fost ieri în emisiune și era total împotriva acestui sistem de învățământ. A spus că guvernul nu s-a implicat așa cum trebuie ca să rezolve această situație. Tocmai asta voiam să subliniez prin aceste proiecte. Că este anul în care guvernul a investit cel mai mult în educație. Deci sunt sume enorme pentru sistemul de educație. Poate era mai bine dacă și guvernele dinainte investeau ceva în educație și nu ne aflam în această situație. Chiar s-a investit foarte mult. Invit pe toată lumea să consulte pagina Ministerului Educației și o să constate lucruri reale. Cât ce sume mari s-au dat pentru aceste Sunt discuțiile astea, că uite, în zonele, nu mi-ați răspuns, cum puteți face față cu situației în care copiii nu au ce le trebuie în cătunele alea în care locuiesc? V-ați gândit, n-ați răspuns la întrebarea asta? Ba da, păi tocmai v-am răspuns, am mers acolo, mers, am văzut da. Baterii de teste, de rezumate de lecții, dacă vreți și la cei mici, la grădiniță, fel de fel, de fișe, de colorat, de cărticele, inclusiv noi am dus copiilor, așa încât să putem să-i ajutăm. Să, da. Nu putem peste noapte să instalăm niște antene pentru conectarea la internet. Bun, și în cazul ăsta merg învățători acasă, ați spus. Merg acasă, deci oamenii chiar merg din poartă în poartă. Care vi s-a părut cea mai îndepărtată localitate? Păi cred că am mers la Sahastru. Unde e asta? De la Nerejul în sus. Sahastru? Da. Și câți kilometri sunt? Și pe ce drum ați mers? Păi am mers prin Nerejul, deci până la Nerejul cred că sunt vreo 80 de kilometri. Dar să știți că drumurile sunt bune. Da, e perfect, da, deci oamenii... Până la Nerejul e perfect. Eu am nu, fost... dar de acolo până la Sahastru ăsta, cum ați ajuns? Cum am ajuns? Am ajuns cu microbuzul școlii, dar se circulă, să știți. Da? Da, se circulă. Sunt microbuze alocate școlilor. Adică și chiar, sunt mulți copii la acest Sahastru? Nu știu exact câți au, cred că în jur de 80. Sunt. Și au acolo tot ce, adică au lumină, au internet, da. Au... Eu nu știu dacă la nivel de județ mai există localități fără curent electric, nu știu să vă spun. Știu că era una de la Rei undeva în dar sus, în cei de la poliție, că mai sunt câteva cătune da. Izolate, dar câteva, dacă mai sunt, una, două, eu știu, dar în general suntem... Să știți că în general în școlițele astea mici copiii sunt transportați la școală cu personalitate juridică cu microbuz. Deci s-a cam acoperit această zonă. Da, această zonă. Situația asta a fost oarecum rezolvată. Da, da. Da, asta este. Până la urmă, încă o dată vă spun, cred că ținem cu toții foarte mult la sănătatea copiilor noștri, în primul rând. Și o să depășim și această perioadă. Vine vacanța, nu mai sunt... Câte săptămâni? Două săptămâni? Trei săptămâni? Pe 21. Pe 21. Da. Cum funcționează vacanța anul acesta? Între ghilimele am spus cum funcționează. Tot așa trei săptămâni și sau... Da, este vacanță până după anul nou, da. Apoi venim la școală și urmează semestrul mai 2 este din februarie. Și mai este o vacanță în intersemestrială, da. Deci s-a revenit la... S-a revenit la structura pe care o cunoșteam. Dar nu e bună structura asta. Fiecare... Știți de ce? Și poate îmi dați dreptate. Abia te obișnuiești cu începerea, cu reînceperea școlii după Reveion, după Crăciun, după toate sărbătorile și iar faci o pauză de o săptămână. Ce ziceți? Bine, așa gândim noi profesorii. Da. Acum ar fi bine, cred, să întrebăm elevii. Lor le place. De vedere este altul. Ne gândim un pic că acea perioadă, de fapt, era gândită pentru elev să-și mai recupereze un pic din materie, să-și mai îmbunătățească puțin notele. Dar mediile când se încheie, doamna? În februarie. În februarie, deci nu acum la sfârșitul lunii. Da, da. Doamna inspector general, îmi spunea o colegă de-a mea, de-a noastră, de fapt, că suntem profesori, m-a sunat într-o seară, sunt chioară, pardon de expresie, cum adică nu mai văd nimic? Cum adică nu? Stau în pat și nu văd. De ce? Pentru că am stat 4 ore în fața calculatorului și nu mai văd efectiv. Acum, dacă îmi permiteți, școlile sunt deschise. Deci colegii noștri, profesori, pot merge la școală și chiar sunt foarte mulți profesori care își țin orele din școală. De la școală, da? Da. Știu că la școala 5, doamna
Da, deci olarul, în sălile de clasă da. Avem un laptop, avem o cameră, avem un videoproiector. Nu-i nevoie să stai cu ochii în laptop. Da, deci uite, o idee foarte bună. Dar chiar se lucrează așa, să știți. Se lucrează. Chiar se lucrează. Știu că, repet, parcă chiar într-o emisiune pe care am făcut-o împreună la școala 5, doamna director de acolo, doamna Olaru, da? Florii, de la școala 5. Olteanu. Chiar mi-a spus că la mine orarul e același, colegii vin la școală exact. Și țin orele, nu s-a făcut niciun fel de modificare în orar. Este o idee foarte bună, sigur că da. Dar pe de altă parte, doamna inspector general, nu e plăcut să faci ore online, ce ziceți? Asta e, însă e situația care este, ce să... nu? Repet, ce apreciem mai mult, sănătatea copiilor... Și a profesorilor. Și a profesorilor. Deci revin la ceea ce vă spuneam. Dacă nu mergeam acasă, chiar nu mai aveam cu cine să facem ore. Și am statistici, le pot pune la dispoziție presei. Nu spun niciun fel de minciunic aici, să știți. Poate să confirme și DSP-ul ceea ce vă spun eu. Eu cu DSP-ul am o relație foarte bună, în sensul că doamna director adjunct, doamna Janina Lazar, doamna doctor, vine aproape săptămânal la emisiune și comunică telespectatorilor care este statistica cu îmbolnăvirile. Repetă de 1000 de ori ce trebuie să facem ca să ne eliberăm de acest, acest virus îngrozitor. E îngrozitor că ne ține în tensiune, știți? Asta e îngrozitor, că s-au îmbolnăvit mulți, dar nu toți au forme grave. Dar stai într-o tensiune cu totul specială, văd, și ți-e frică și să dai mâna cu mama când ajungi acasă. Deci din păcate. Nu este plăcut pentru nimeni. Cum să fie plăcut? Nu și-a dorit nimeni această situație. Dacă ne uităm în lume... Am văzut cu toții ce se întâmplă, dar urmare o să trecem și peste asta. Despre convinsă, asta vorbim. Și vreau să vă spun și acest lucru. Noi colaborăm foarte bine și cu CJRAE, deci Centrul de Asistențe Sociale. Dumnealor au mers cu noi în aceste caravane prin județ. Copiii, într-adevăr, au nevoie și de un pic de asistență emoțională. Și s-a stat de vorbă cu ei, ei au și un tel verde unde pot suna tot timpul, este public, adică lucrurile merg, vrem să fim alături de copii și repet acum cine spune că la nivel de Ministerul Educației nu s-a făcut, că Guvernul României n-a făcut, îmi pare tare rău să aud așa ceva, pentru că în toată această perioadă sistemul de educație a fost cât se poate de bine susținut. Sigur, e un sistem foarte mare. Numai la nivel de Vrancea avem peste 47.000 de copii. De da? Dacă ne-o fi scăpat ceva, vreun copil, ne cerem scuze. Încercăm să intervenim peste tot acolo unde se poate și să ajutăm copiii. Sigur că doresc ca oricare să ne întoarcem la școală. Și toată lumea își dorește asta. Și poate după anul nou ne vedem cu copiii în clasă. Ce bine ar fi, doamnă, dar, pentru că și repet, cu colegii vrei să te vezi în cancelarie și să schimbi o vorbă și o părere și cu copiii să te uiți în ochii lor. Este totuși, nu e o separare asta, parcă... Repet, da. Dar e un reset pentru sistemul de învățământ. Repet, e această perioadă grea, o să ne întoarcem la școală. Visul meu este să pot să susțin, repet, tot sistemul de educație. Sigur, așa puțin cât pot eu ca om, dar în echipă, deci, se pot face lucruri extraordinare. Doamna inspector general, unde ați găsit cele mai mari probleme? Mă refer legate de virus, nu de alte, în alte domenii. Probleme legate de virus în județul Vrancea, care a fost zona cea mai mult afectată, cea mai grav afectată? Păi să știți că vă referiți la nivel de localități, da, probabil. Da. Datele astea le-a tot livrat DSP-ul săptămânal. Cred că la Tulnici ei au început cu... La Tulnici? Da. De-aia erau la curații, frumusețea aia de natură. Asta este, cred că am avut Păuleștiu. Și Păuleștiu. Și mai este acolo sau s-a... Chiar nu mai știu. În această perioadă un pic ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere noi inspectoratul, întrucât știm că avem copii acasă în siguranță. Până să intrăm în această perioadă de izolare,
primeam săptămânal de la DSP, care este rata de incidență a bolii la nivel de localitate. Mai departe primeam hotărârile consiliilor de administrație din școli în ceea ce privește derularea lecțiilor, iar hotărârea, știți, că o lua Comitetul Special pentru Situații de Urgență. A fost o perioadă cât se poate de grea, aș spune. Dar spuneți-vă, față de munca de la școală, munca de la inspectorat, vi se pare mai muncă, mai grea? E altceva față de ce făceam la școală. Aș spune că îmi lipsesc elevii, dar... Câte ore mai aveți? Nu mai am decât 2 ore, că nu-mi permite timpul. Puteați să vă luați jumătate de cateză, mi se pare. Aveați voie. Aveam voie să-mi iau, dar asta ar fi însemnat să nu pot să-mi fac treaba la inspectorat așa cum trebuie. Deci programul acolo înseamnă 8, de cele mai multe ori 20. Nu se știe. Știm când ne ducem, dar nu mai știm când plecăm. Informațiile sunt foarte multe. E o dinamică extraordinară. Adică la ce fel de informații vă referiți? Informațiile care vin dinspre minister spre noi, informațiile care vin dinspre școli spre noi, lucrurile trebuie spuse la punct. Vreau să vă spun că în continuare se țin inspecții de specialitate, chiar dacă le se țin online. Se țin online inspecții? Sigur că da. Oamenii și-au depus dosare pentru definitivat grade didactice. Noi trebuie să ne facem treaba în continuare. De altfel, ați văzut că și în perioada trecută, în anul trecut, au fost rezultate extraordinare la nivelul județului Vrancea. Chiar cu examenele de admitere, cu examenele, n-ați avut probleme, nu? Sau nu ați avut probleme. Nu. Examenele au decurs cât se poate de bine și evaluarea națională și bacalaureatul și definitivatul și titularizarea n-au fost nici probleme de îmbolnăviri. Mulțumesc pe această cale tuturor directorilor din județul Vrancea că și-au făcut treaba și au asigurat copiilor și profesorilor condițiile de sănătate. Spuneți-mi, doamnă, ați fost prin școli în județ. Cum ați găsit școlile? Mă refer ca din punct de vedere al confortului din școli. Școlile noastre sunt curate. Pentru cu un efort... Mai sunt școli cu toalete în curte? Extraordinar. Mai avem câteva școli cu toalete în curte. Dar tot mi-ați amintit să știți că tot cu ajutorul Guvernului României s-a dat ordonanța 144 prin care școlile, în colaborare cu primăria sau școala singură, pot depune proiecte, sunt foarte mulți bani europeni și își pot... achiziționa atât materiale sanitare pe această ordonanță, cât și device-uri, cât și containere ecologice, deci în școlile încă nu au canalizare și așa, da. Pot fi achiziționate aceste containere ecologice, dar să știți că mai avem destul de puține la nivel de județ. Da, am văzut și eu că făcând emisiunea Vrancea Pitorească, am intrat și în școli. Arată bine școlile din județul Vrancea, trebuie să recunoaștem. Sunt frumoase, sunt, nu? Da, și mi-aș oameni, dori... Și colegii noștri chiar, că sunt, știți cu ce drag. Mă uitam la, ultima dată am făcut la, nu la câmpuri, nu știu. Și cu cât drag m-a primit directoarea de acolo să-mi arate că am făcut și asta, și asta, și asta. Și că mai putem face multe lucruri. Ce-mi doresc eu foarte mult pentru școlile noastre, pe lângă dotare, cred că mi-aș dori foarte mult un spațiu organizat în așa fel încât copilul să se simtă bine când vine la școală. Deci pe lângă procesul de educație, starea aia de bine. Adică, spațiul la ce vă referiți? Mă refer la un spațiu de joacă, mă refer la un spațiu de relaxare, mă refer la săl de sport mai multe pentru copiii noștri. Chiar nu prea sunt, adică săl de sport încă la capitolul ăsta sunteți deficitar, am nu? Am văzut în proiectele... Dar și calea care sunt foarte frumoase. Sunt foarte frumoase. Chiar în ultima vreme am văzut că multe școli au depus prin CNI proiecte pentru construcție de săl de sport. Copiilor le plac și activitățile. Ați fost la Vulturul, doamna? Am fost. Ce școală superbă, ce sală de sport. Da, domnule, noi
Profesorii sunt cei mai tari, trebuie să recunoaște. Dar să mergeți și la Homolcea, să vedeți ce școală. La Homolcea am fost, cum să merg, am fost la Homolcea acum vreo două luni și am filmat și școală și sală de sport și excepțional. Ce teren au, da. Ce teren. Și se poate. Copiii primarii noștri, să știți că sunt oameni foarte destui. Să mergeți la Cârligele. Ați fost la Cârligele? La Cârligele n-am reușit să ajung încă. Să mergeți la Păunești, să vedeți la Păunești, ce a făcut domnul Popa acolo. La... Da, sunt școli foarte frumoase. La Răcoasa, iarăși. Da, așa este. La Răcoasa, ce școală frumoasă. Dom'le, mie îmi crește inima de bucurie. Știți, în momentul în care intru într-o școală, nu mă mai interesează nici politică, nici... Mă bucur pentru învățământul nostru vrâncean. Asta spun că e un nou început, important. Sigur este să facem ceva și noi ne propunem să facem cât mai mult, nu numai pentru sistemul de educație, pentru copii. Pentru copii. Copiii sunt viitorul acestei țări. Doamna, mai e foarte puțin din emisiunea asta, deci dacă mergeți la Camera Deputaților, primul lucru pe care o să-l spuneți acolo, care o să fie? Repede, v-ați gândit? Nu știu, nu m-am gândit, vă spun cinstit că am așa de multe lucruri pe care le-aș spune. Dar cred că primul lucru... V-ar plăcea să lucrați într-o comisie de învățământ? Mi-ar plăcea să lucrez într-o comisie de învățământ și aș spune așa, să investim cât mai mult în sistemul de educație pentru copiii noștri. Asta o să le spuneți. Fraților, vă rog frumos, da? Adevărul este că, totuși, pentru orice țară care se respectă, care vrea să rămână țară de adevăratele, cartea de vizită este școala, nu? Este școala și educație. Eu mă bucur foarte mult că am emisiunea Escatedra, pe care o am de 26 de ani aproape și în care am putut și eu, așa, cât m-a dus mintea, să arăt toată activitatea care se desfășoară, activitatea din școlile din Vrancea, care să știți că e o activitate serioasă și oamenii, așa, câte un pic, pentru că a fost și perioade foarte grele la început, acum, iată, școlile arată foarte bine. Doamna Inspector General, vă rog frumos, acum la încheiere, așa o mică îndrumare către votanții dumneavoastră. Ce ați vrea să le spuneți? Aș vrea să le spun oamenilor să voteze cu sufletul. Să voteze pentru copiii noștri și pentru viitorul acestei țări. Să dea Dumnezeu să votăm cu toții pentru viitorul acestei țări pe care toți ne-o dorim să fie cea mai frumoasă, mai bogată, mai, nu? Din lume. Poate fi un nou început. Păi eu vă doresc mult succes, stimată doamnă. Mulțumesc și tare mult. La revedere, stimați telespectatori.